Salut, eu sunt Viorel, fac site-uri de aproape 20 de ani și videoul ăsta face parte din cursul meu gratuit de front-end development în română. Găsești primul video din serie aici în colț. Tu știi cum funcționează exact internetul? Dacă nu, videoul de astăzi o să te ajute să-l înțelegi mai bine și mai în detaliu și asta te va ajuta să fii un web developer mai bun. Dacă mai ții minte, în videoul precedent am făcut o trecere scurtă în revista călătoriei unui request de la browserul tău la serverul unde stocat site-ul viorelmocanu.ro și evident înapoi. Astăzi vom intra puțin în detaliu, pentru că lucrurile sunt puțin mai complicate decât am explicat în videoul precedent și e important să le înțelegi, fiindcă îți vor influența jobul de front-end developer pentru care te pregătești. Așa că ia-ți o băutură caldă sau rece, așează-te comod și hai să începem. Dacă mai ții minte, videoul trecut îți prezentam schema asta de comunicare între calculatorul tău și serverul de unde se accesează un site. Calculatorul tău, browserul tău mai exact, se numește client, iar calculatorul care îți servește site-ul se numește server. Un calculator poate juca mai multe roluri de server, dar nu intrăm în asta astăzi. În varianta simplificată, clientul trimite cererea către server și serverul întoarce răspunsul către client. În mod realist însă, procesul e un pic mai complicat de atât. Așa că astăzi îl vom explora puțin mai în detaliu. Pentru ca tu, ca viitor web designer sau web developer, să profiți de pe urma acestor noțiuni în momentul în care vrei să rezolvi niște probleme care sunt strâns legate de jobul tău. Hai să începem cu ceva mai simplu. Ce este un browser? Un browser e probabil cel mai important program de pe calculatorul tău dacă încerci să lucrezi în web development. Dacă nu știi ce browser folosești, intră pe www.whatsmybrowser.org și vezi informațiile pe care browserul tău le dă public oricărui site pe care îl vizitezi. Dacă browserul tău nu e Chrome, Firefox sau Edge, ci este Opera sau Internet Explorer, gândește-te la un upgrade și instalează unul din cele trei browsere menționate inițial, care sunt net superioare față de majoritatea celorlaltor browsere disponibile. Google Chrome, Mozilla Firefox și mai nou Microsoft Edge sunt primele trei cele mai populare browsere din lume și implicit sunt folosite și de web developer destul de mult. Browserul este un program care rulează pe calculatorul tău, fie el Mac sau PC, sau pe telefonul tău, fie el Android sau iOS. El îți face practic legătura cu site-urile de pe internet, funcționează practic ca un valet personal care îți aduce orice informație dorești, atâta timp cât știi să o ceri. În plus, el are tot fel de facilități, inclusiv faptul că dacă tastezi în bara de adresă un site sau o frază, dă search automat folosind motorul de căutare ales. Eu personal recomand să folosești Google sau DuckDuckGo. Browserul e centrul de testare a muncii tale și va trebui să-l tratezi cu respect și să ai grijă de el, adică să nu instalezi absolut orice plugin-uri ți se par ție utile. Însă recomand călduros să instalezi uBlock Origin, care este un plugin de ad blocking care te salvează de multe bătăi de cap și neapărat trebuie să ții minte să-l dezactivezi pe site-urile pe care tu lucrezi efectiv sau testezi lucruri. În afară de asta, încearcă să limitezi numărul de plugin-uri pe care le ai pe browser, astfel încât acestea să nu-ți îngreuneze felul cum merge browserul în sine. Ok, am stabilit ce e un browser. Acum hai să vedem ce este un domeniu. În momentul în care tu tastezi în browser www.youtube.com, să zicem, sau viorelmocanu.ro, ăla este chiar domeniul site-ului respectiv. Domeniul este deci numele ușor de ținut minte, în mod ideal, compus preponderent din litere, un punct și un top level domain sau TLD. Spre exemplu, domeniul youtube.com e compus din YouTube, un punct, plus TLD-ul care este .com. Uneori sau pe unele site-uri, înaintea domeniului se pune un subdomeniu, spre exemplu www. Și în felul ăsta iese www.youtube.com. Deci subdomeniu.domeniu.tld. De obicei, subdomeniul www este subdomeniul standard și e echivalent cu lipsa unui subdomeniu, adică www.youtube.com e echivalent cu youtube.com, de cele mai multe ori. Dacă nu se întâmplă asta pe site-ul tău, e o problemă și ar trebui să o rezolvi. Dar discutăm despre asta atunci când ajungem acolo. Dacă îți dorești și tu un domeniu al tău, îl poți cumpăra. Sfatul meu e ca pentru domeniile.ro să folosești exclusiv site-ul rotele.ro, adică să-ți cumperi domeniul de acolo. Iar pentru restul domeniilor să folosești un registrar, pentru că așa se numește, compania de unde îți cumperi sau îți înregistrezi un domeniu, așadar să folosești un registrar de încredere, cum este GoDaddy sau Namecheap. Înregistrarea asta este exclusiv o procedură legală, ca și cum ne-ai cumpărat ceva fără să-l folosești. Practic nu produce efecte dacă nu lești domeniul de un hosting. Hostingul este o altă companie de cele mai multe ori, de unde poți închiria sau cumpăra o bucățică de server unde îți poți stoca sau hosta site-urile tale. Și nu doar unul, poate mai multe. Ca să faci efectiv legătura dintre un hosting și un registrar, trebuie ca în registrar să salvezi name serverele pe care ți le dă hostingul. O să discutăm imediat despre ce înseamnă name servere și cum contribuie ele la felul cum funcționează internetul. Dar înainte, hai să vedem exact cum funcționează exact procesul de accesare a unui site folosind browserul tău. Practic cum se face legătura dintre browser și server. Imaginează-ți că încercarea ta de a încărca un site în browser e similară cu încercarea ta de a
Găti o pizza, spre exemplu. Pizza, da. Pizza. Așa, ziceam de pizza. Presupunem că nu ai ingredientele sau rețeta unei pizza. Știi doar că vrei să faci una. Faptul că îți pui asta în minte și te apuci să faci acest lucru e echivalent cu a tasta în bara de adresa browserului tău numele site-ului dorit, spre exemplu youtube.com. În momentul în care dai enter însă, se întâmplă o multitudine de lucruri despre care vorbim astăzi. Așa cum am descoperit în cursul precedent, felul cum se identifică dispozitivele între ele pe internet e prin adresa lor IP sau Internet Protocol. Standardul Internet Protocol versiunea 4, adică IPv4, presupune că identificatorul ăsta e un set de 4 numere între 0 și 255, adică, iată, 4 bytes despărțite prin cât un punct. Spre exemplu, 1111, 192.168.0.1, 255.255.255.255. 255. Folosind IP-ul, informația ajunge dintr-o parte în alta. Cum însă? Păi hai să presupunem că tu n-ai mai accesat niciodată pe browserul tău youtube.com. Asta înseamnă că sistemul tău de operare sau browserul tău nu ai informația asta în cache, adică în memoria lor de scurtă durată. E ca și cum te-ai mutat într-un oraș sau un cartier nou și nu știi unde e supermarketul cel mai apropiat de unde să-ți iei ingredientele pentru pizza. Când ești în situația asta, ce faci? Când nu știi locația unui magazin. Îl cauți pe hartă, nu? E bine, fix procesul ăsta de căutare a locației exacte a magazinului care conține ingredientele pentru pizza e echivalent cu procesul de căutare într-un domain name system sau server, adică într-un DNS. Căutarea asta e ceva mai complexă și trece prin mai multe etape. Browserul tău întreabă resolverul ISP-ului tău. Resolverul ISP-ului tău întreabă root-ul domeniului și apoi root-ul domeniului întreabă serverul top level domain. În cazul youtube.com e vorba de root-ul domeniului.com și în cazul viorelmucanu.ro, spre exemplu, e vorba de root-ul domeniului.ro, adică un server de la RoteLD. Acesta din urmă știe name serverele domeniului căutat, spre exemplu ns1.youtube.com sau ns2.youtube.com. Name serverele astea sunt autoritatea care stochează legătura dintre domeniu și IP. Tu când îți cumperi un domeniu și îl hostezi undeva, salvezi în registrar, adică în site-ul unde ai înregistrat domeniul, aceste name servere, așa cum ziceam și mai devreme. Și registrarul le trimite la serverul TLD pentru stocare. Serverele DNS ale hostingului care găzduiește youtube.com sau viorelmucanu.ro sunt cele care știu exact IP-ul la care trebuie să te ducă browserul tău și să descarce site-urile respective. DNS-urile sunt servere speciale de internet care sunt de obicei administrate de servicii de hosting ale căror name servere corelează domeniul căutat cu IP-ul acelui domeniu. Practic asta e călătoria făcută de resolver ca să rezolve domeniul youtube.com, care practic are soluția la IP-ul 142.250.185.142. Acum că browserul tău știe că găsește site-ul la adresa respectivă IP, e ca și cum ai fi găsit și tu adresa exactă a magazinului pe care îl cauți, care are ingredientele de pizza și l-ai fi marcat pe hartă, ca să știi și data viitoare. Practic, browserul și sistemul tău de operare salvează în memoria lor, în cache, informația asta pentru tine. E timpul pentru inevitabila călătorie la magazin ca să iei ingredientele de care ai nevoie să gătești acea pizza despre care tot vorbim. Când cobori în fața blocului, imaginează-ți că strada e conexiunea ta la internet. Toate străzile din lume, cel puțin de pe un continent, sunt interconectate între ele așa cum sunt interconectate legăturile la internet în general. Așa că te urci în mijlocul tot de locomoție, care în cazul nostru nu e o mașină, bicicletă sau motocicletă, ci protocolul TCP/IP sau Transmission Control Protocol over Internet Protocol. Asta e metoda de transport preferată de internet și ea guvernează practic cum se transmit datele de pe internet în general. Ea practic e responsabilă cu împărțirea informațiilor în pachete mici de date. Odată ajuns la destinație, intri și îți dai seama că nu știi lista de cumpărături pentru ingredientele unei pizza. Când intri în magazin, deci întrebi pe cineva dacă știe aceste ingrediente pentru pizza. Pentru site-ul youtube.com. Ai înțeles despre ce vorba. În momentul ăsta ne imaginăm prin absurd că toate magazinele din lumea asta imaginară au toate ingredientele tuturor rețetelor pe care le poți găti. În momentul în care întrebi, ești forțat să întrebi într-o limbă un pic mai ciudată, dar universală, numită HTTP sau Hypertext Transfer Protocol. E o limbă pe care o știu toți angajații magazinelor de ingrediente de pizza și de orice altceva. În timp ce aștepți răspunsul, timp care e mai mare sau mai mic în funcție de cât de ocupați sunt angajații magazinului cu alți clienți care vor și rețete de pizza sau de câte repede și aduce aminte omul pe care îl întrebi sau serverul. Și în final să zicem că o primești. Nu primești lista completă, primești doar locația exactă a fișierului de tip index, adică HTML-ului, care se regăsește la rădăcina site-ului youtube.com. În fișierul ăsta ai și text, dar ai și o listă completă de ingrediente pentru a recompune toată rețeta căutată de tine în browser pentru site-ul youtube.com. Pardon, pentru pizza. Ai înțeles tu? Deci practic vânzătorul nu știe rețeta exactă, dar știe unde se găsește blatul, spre exemplu, și pe eticheta blatului scrie rețeta și lista de ingrediente. Spre deosebire de viața reală, ingredientele tale sunt luate gratuit de la magazin și vin
singure în propriul lor mijloc de transport, în pachete TCP. Practic, ele fac călătoria de la magazin la tine acasă pe drumuri diferite ca să optimizeze timpul de livrare și să evite aglomerațiile. De ce se întâmplă asta? Păi, imaginează, spre exemplu, că ești ghid turistic pentru un grup de 1000 de oameni care vor să viziteze Muzeul Național de Artă plecând din aeroportul Otopeni, într-o duminică seară. E mult mai eficient să-i trimiți cu orice mijloc de transport preferă, taxi, Uber, Bolt, metrou, tren, biciclete, scutere, trotinete electrice, pe jos și așa mai departe, ca să evite cum pot aglomerația și să-și optimizeze singur traseul, decât să le închiriezi tu un microbuz imaginar cu 1000 de locuri și să-i trimiți pe toți odată. Șansele să se blocheze în autobuzul ăla imaginar sunt mult mai mari decât dacă îi trimiți pe rând fiecare cu ce mijloc de transport preferă. Fix așa ajung și ingredientele tale de pizza la destinație, într-un mod eficient, fiind împărțite în bucăți cât mai mici și trimise pe rute alternative care ajung practic în același loc, dar profită de orice oportunitate să folosească scurtături. Odată ce ingredientele ajung la destinație, browserul folosește rețeta din index HTML, pornește cuptorul, asamblează pe rând toate ingredientele pizzei, o coace bine pe toate părțile și ți-o servește. Asta înseamnă că browserul recompune elemente componente ale site-ului și îl afișează integral. Mă rog, tu poți să-i spui, spre exemplu, să nu pună sare și să spui tu după aia, sarea fiind, spre exemplu, imaginile dintr-un site, în momentul în care ajunge farfuria în fața ta și începi să o mănânci. Adică în momentul în care ajungi cu scrollul în dreptul acelei poze. Vă urez poftă bună! Pardon, hai să mergem mai departe. Depinzând de ce site vrei să accesezi, există niște reguli de securitate de care site-urile ar trebui să țină cont. Să presupunem că nu mai vrei să accesezi youtube.com, ci un magazin online și tocmai ai plasat o comandă, urmând acum să-ți bagi datele de card în formularul respectiv. E un moment sensibil în care comunicarea dintre client, care e browserul tău, și server trebuie să fie cât se poate de securizată ca să nu pună altcineva mâna pe datele cardului tău. Și acum am o veste bună și o veste proastă. Vestea proastă e că, în general, actorii malițioși, cum se numesc în securitate, sau în fine, hackerii malițioși, dacă vrei, au posibilitatea să intercepteze aproape orice mesaj de pe internet. Spre exemplu, sunt infiltrați într-un ISP sau într-un router, sau pur și simplu într-un server prin care trec informații în general. Vestea bună însă e că, chiar dacă se întâmplă asta, tu poți să te protejezi. Pentru securizarea comunicării există standardul Secure Sockets Layer, sau SSL, care implementează protocolul HTTPS, adică schimbă limba pe care o vorbesc browserul și serverul într-una codată, securizată, pe care doar ei doi o știu. Cum te prinzi că un site are sau folosește HTTPS? În stânga barei de adresă poți găsi un lacăt, care dacă există și închis, înseamnă că ai o conexiune securizată prin HTTPS. Ceea ce e un lucru foarte bun. Hai să vedem de ce. Ai nevoie de HTTPS din 3 motive. Intimitate, integritate și identificare. Când trimiți datele tale de card de la browserul de acasă către serverul magazinului online, există oameni care pot să se interpună între tine și server, așa cum ziceam mai devreme. Faptul că sunt acolo înseamnă că au acces la informațiile care circulă pe acolo. Treaba asta nu se întâmplă foarte des, dar când se întâmplă și site-ul pe care ești implementează HTTP, dar nu HTTPS, toate datele trimise de tine către el sunt trimise în clar și invers. Toate datele trimise de server către tine sunt la fel, trimise în clar. Deci absolut oricine le poate citi și le poate interpreta direct, fără niciun efort. Asta înseamnă că atacatorul îți vede numărul cardului, data de expirare și CVV-ul și îți poate folosi apoi cardul să cumpere lucruri pe banii tăi. Nu-ți dorește asta, nu-i așa? Dacă în schimb site-ul folosește HTTPS în mod activ, comunicarea dintre browserul tău și server este criptată, adică mesajele sunt codificate cu o cheie de decodificare pe care o au doar browserul și serverul cu care comunici. Asta înseamnă că oricine se interpune și copiază datele trimise va vedea un cod secret care nu are niciun sens în loc de datele cardului tău și nu se poate decoda informația decât foarte, foarte, foarte greu. În general nu face nimeni asta. De obicei e de 10 sau sute de ori mai scump să decodezi un mesaj trimis prin HTTPS raportat la banii pe care îi găsesc atacatorii pe cardul tău. Hai să discutăm despre un alt exemplu. Dacă vrei să-i trimiți un mail șefului tău și folosești un client de mail fără HTTPS, cineva se poate interpune între tine și serverul de mail, poate citi mesajul de la tine și îl poate schimba fără ca tu să știi, denaturând astfel mesajul. Și atunci cine știe ce primește șeful tău de la tine în loc de mailul pe care l-ai scris chiar tu? Dacă tu ai fi folosit un client de mail cu HTTPS, chiar dacă hackerul malicios ar fi vrut să schimbe mesajul, n-ar fi putut, pentru că orice modificare a mesajului criptat, original, declanșează o alertă în sistem și mesajul nu mai e citit la destinație dacă e denaturat, ceea ce îți previne niște dureri de cap destul de mari. Exemplul ăsta de atac se numește omul din mijloc, sau în engleză man in the middle. Bun, ultimul exemplu. Dacă un site folosește HTTPS, el te poate identifica cu certitudine și poate spune 100% sigur că tu ai făcut o anumită acțiune. Toate mesajele trimise de browserul tău conectat prin HTTPS la un server sunt semnate cu o semnătură securizată care îți identifică unic acel browser. Dar și invers, și tu poți identifica 100% sigur că site-ul pe care
care îl accesezi e cel care îl vrei și nu o clonă sau o copie. Asta îți garantează faptul că nu poți confunda un site cu altul, cum se practică destul de des în atacuri de tip phishing în care hackerii malițioși fac un site care seamănă foarte mult cu pagina ta uzuală de internet banking, spre exemplu, ca să-ți ia datele de conectare și să-ți fure bani. Dacă un site nu folosește HTTPS, treaba asta e văzută de browser și de tine foarte simplu, datorită lipsei lacătului din stânga domeniului, de care ziceam mai devreme. Mai mult, dacă un site are HTTPS, dar pretinde că este alt site, certificatul respectiv e invalid și browserul te avertizează de acest lucru, afișând un lacăt roșu deschis. Dacă dai click pe lacăt, poți vedea detalii legate de certificat, cine l-a emis, cine l-a validat și când a fost emis și așa mai departe. Deci așa te protejezi în timp ce accesezi site-uri pe internet. Bun, astăzi am învățat despre HTTP și HTTPS, despre browsere, domenii, servere, hosting-uri și DNS-uri. Ăsta e momentul perfect să-ți dau și o temă pentru acasă. Răspunde-mi în comentarii la întrebările următoare. Ce este un client? Ce este un server? Ce este un browser? Ce este o cerere DNS? Ce browser folosești acum? Și nu în ultimul rând, cu cuvintele tale, explică ce se întâmplă când accesezi site-ul www.google.com. Tocmai am terminat a treia lecție din cursul de front-end development în român. Dacă sunt lucruri pe care nu le-ai înțeles și vrei să-mi adresezi o întrebare, scriu mai jos în comentarii și îți răspund cât pot de repede. Poate chiar fac un video dedicat răspunsului la problema ta, pentru că mi-am propus ca acest curs să fie interactiv în felul ăsta. În cazul în care ți-a plăcut acest video, apasă insistent pe butonul de like și dă un share tuturor prietenilor tăi care ar putea învăța ceva nou din lecția de azi. Dacă nu ești încă abonat la canal și vrei să primești videourile mele viitoare, apasă pe subscribe, clopoțel și alege toate notificările ca să primești tot ce urmează să public în viitor. Vrei să te angajezi în domeniu ca urmare a parcurgerii cursului ăstuia? Găsești următoarea lecție din curs imediat ce va apărea chiar aici. Hai, dă click că știu că vrei să învăț mai mult.